Pentru cel mai mare porc de Crăciun merge anul acesta într-o comună din Mehedinți. Animalul are 600 de kilograme și o lungime de peste 2 metri. Pentru asta, proprietarul a cheltuit lunar timp de 2 ani, chiar și peste 2000 de lei. Uitați-vă cât e la mine! Traian Băloi are 72 de ani și este de meserie agronom. Crește animale de când se știe, dar spune că niciodată nu a avut un porc atât de mare în gospodărie. 40, 38, 37, nu se văd. 38. Am discutat cu cineva care e de meserie și spune că mușchi împreună cu ceafa să aibă în jur de 30 de kilograme. Ca să atingă aceste dimensiuni impresionante, Chiță a avut parte zilnic de un meniu special. Mănâncă trei tipuri de tărâțe, poabe din magazia gospodarului, dar și câteva pâini în fiecare zi. 40 de kilograme de lături.